scritto, de mare personalitate a culturii acestui loc, unde poate să-și pună statuia între statuile orașului. Ca să rămâi în cultură, ca să fii în cultură, trebuie să ai această încredere neobișnuită în forța culturii, în bucuria de a trăi în marea cultură, sub semnul statuilor. Nu era vorba numai de un romancier care se visa mai mare decât Camil Petrescu, decât Repreanu, etc. Nu numai de un romancier care își vedea statuia. Era o statuie într-un oraș, într-un anume loc. De asta cred că această carte pe care a scris-o Jurma sau pe care a scris-o Dorin Murariu sau pe care am scris-o eu, trebuie înțeleasă ca o invitație de a ne apropia cu mai mare atenție de acest loc în care există statui, în care există o istorie a oamenilor mari, a faptelor extraordinare. Dacă Lugojul nu s-a întâmplat să fie în 1919 o capitală culturală a Banatului, este potențial, trebuie să rămână o capitală culturală a Banatului. Și Actualitatea Literară și Revista Banatului și câțiva scriitori de aici, foarte vii, pot da semn despre această actualitate culturală a locului. Suntem într-un timp în care citim foarte puțin, în care viteza noastră de existență e legată de cu totul și cu totul alte istorii decât cele culturale. Mă gândesc la un dialog al meu cu un interviu pe care l-am luat domnului Șora în urmă cu vreo 35-40 de ani. Domnul Șora vorbea despre cei 100 de ani pe care o să-i împlinească, fiindcă bunicul lui a trăit 100 și putea să trăiască mult peste 100 dacă nu i se întâmpla un accident, era în pădure după lemne și s-a răsturnat carul peste el. Un accident banal ar fi trăit mult peste 100. Dacă bunicul a trăit mult peste 100, atunci el, Mihai Șora, câți ani o să trăiască? Niciodată n-am mai întâlnit o vitalitate a gândului mai puternic decât la acest om, acest personaj fabulos, care la 7 noiembrie va fi 100 de ani. Dacă ne gândim cu atenție, cu bucurie și cu încredere la cele care au fost înaintea noastră, bunici, străbunici, de la cei care au făcut cultură, de care au făcut istorie aici, putem să trăim cu încredere în posibilele statui așezate acolo în fața teatrului, statui care ne reprezintă pe fiecare dintre noi. Vă mulțumesc pentru participare. Mulțumesc lui Adrian Bodnaru, Robert Șerpan, admirabilului lider lugojean și din nou celor care fac aici cele două reviste, Actualitatea Culturală și Banatul. Adriana Ivaima,
care este întotdeauna cu filmele în istoria noastră culturală. Mulțumesc! Nu sunt continuă să acordeau cu grafă.